Camela și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Pentru clipul de astăzi m-am gândit să mă prezint în fața voastră așa nemachiată cum am stat eu de-a lungul zilei, pentru că am avut o zi destul de încărcată cu chestii pe care le-am făcut până când s-a întunecat. Dar acum mi-am luat tot timpul din lume ca să vin în fața voastră și să povestesc despre favoritele acestei luni. Nu am decât SPF pe față pentru că am stat foarte mult astăzi afară și a fost momentul oportun să folosesc SPF, SPF 50, pentru că de-a lungul iernii am folosit ceva mai slăbuț, nu chiar 50. Am revenit la Revox până se termină tot până la folosesc, după aceea m-am gândit să folosesc Synergy Ten. Dar până se termină SPF-ul, eu zic să trecem la favoritele lunii februarie și dacă tot vorbim de Synergy Ten, vin la voi cu review-ul pentru acest produs. Este vorba despre spuma de curățare de la Synergy Ten pe care eu mi-am luat-o în variantă mini de la DM. Bun. Aceasta să știți că are... Deci spuma de curățare înlătură în mod eficient machiajul feței și ochilor, curăță pielea fără a usca, îndepărtează impuritățile și sebumul în exces, conferind luminositate și prospețime tenului. Are îmbogățită cu acizi alfa-hidroxi, în fructe precum acizi lactici, malici, glicolici, citrici și tartrici, potrivită tot tipul de ten. Mă, eu să știți că nu am folosit-o ca să mă demachez. Adică, eu dimineața mă spăl pe față și o folosesc pe aceasta și face o treabă foarte bună. Îmi simt tenul curat, simt că îmi curăță fiecare por, fiecare chestie care este pe fața mea, fiecare impuritate. Dar dacă, de exemplu, mă gândesc să o folosesc seara, am folosit aproape jumătate din ea, cam până aici am folosit, să știți că pentru mine face treabă bună, nu mă irită, pentru că mi-a spus cineva în comentarii atunci când am prezentat-o că poate cauza iritații în jurul ochilor. Nu, pentru mine nu. Are într-adevăr și parfum, pentru că miroase așa foarte plăcut, are un miros plăcut, ce e drept. Uite, are extract de fructe și poate de asta miroase așa bine. Dar dacă, de exemplu, am nevoie să mă demachez, nu folosesc pe aceasta, ci mă demachez cu apă micelară și cu deschidere demachiantă sau folosesc gel de demachiere, cum este cel de la CeraVe, sau în următoarea perioadă mă gândeam să-l încerc pe cel de la Geek & Gorgeous sau poate îl cumpăr pe cel de la Balea. Trebuie să mergem în vizita noastră lunară de la DM și poate găsesc acel demachiant solid de care toată lumea este îndrăgostită pe internet. Și o să încerc și pe ăla, dacă îl găsesc. Dar acesta îl folosesc după demachiere. Adică mă demachez fain frumos și îl folosesc pe acesta. Mi se pare că pielea mea este curată, pot aplica mai departe celelalte produse de care am nevoie și pe care le folosesc în ziua respectivă. Și pentru mine este un da. Îmi place foarte mult, de asta l-am și adus în fața voastră ca fiind unul dintre favoritele lunii. Săptămâna aceasta era ceva ofertă pe site-ul celor de la Dr. Max, era 2 plus 1 gratis sau 1 plus 1 gratis sau ceva de genul ăsta la produsele de la Tickle Moon. Iar gândindu-mă la acest lucru, am venit în fața voastră cu alte 3 produse favorite și odată o să vă spun despre acest gel de duș care arată așa, care este cu unt de shea și care miroase, fete și băieți. Doamne, Dumnezeule! Asta miroase foarte bine. Miroase dulce, miroase mâncabil și ce scrie pe el. Untul de shea de pe pielea ei se simte ca o haină minunată căptușită cu mătase palidă care pastra tot ce era în ea. În siguranță. Formula ultra cremoasă cu extract natural de unt de shea. Da. Google Translate nu și-a făcut treaba foarte bine, dar să știți că miroase foarte bine. Pe lângă faptul că eu simt că pielea mea este hidratată, conferă un miros atât de plăcut pielii și care persistă. Miroase a shea, miroase dulce, miroase exact cum îmi place mie și de asta îl și recomand. Are un preț foarte bun, undeva sub 20 de lei și dacă prindeți oferta aceea, să știți că iasă mult, mult mai ieftin. Eu le-am prins atunci la ofertă și dacă vă aduceți aminte, ăsta l-am primit de ziua mea, dar le-am găsit la ofertă pe Dr. Max undeva cu 12 lei, parcă era bucata și ele sunt undeva la 18 până în 20 de lei, cum ziceam.
din aceeași gamă, să știți că vreau să vă prezint și crema de mâini pe care nu o am de față aici, pentru că o am la birou. Este aproape gata, la cât de faină este și la cât de mult o folosim, dar o să vă las poză cu ea aici ca să puteți să vedeți despre ce este vorba. Cremele de mâini de la Tickle Moon, din punctul meu de vedere, pentru că mai am una pe care o să vă arăt imediat, sunt creme de mâini hidratante. Lasă pielii mirosul acela fain, adică și după ce te speli pe mâini, prima dată, încă îți mai miroase mâna a această cremă, a acest miros, a untul de shea, și a mirosul impregnant pe care îl poate conferi. E doar că este cu extract de shea, atât. Mai are și alte chestii probabil pe interior, dar scrie în niște limbi pe care eu nu o să le înțeleg niciodată, cum ar fi araba sau greacă sau rusă. Da, asta sunt. Cealaltă cremă despre care vreau să vă vorbesc este aceasta. Este așa de mică este și cealaltă, doar că este albă. Asta este Brazilian Love Sweet Sunshine Enveloper Her Skin Like a Powder Golden Light Also Smooth Hand Cream, care este cu ulei de macadamia și cocos. Asta, fete și băieți, e un pic mai faină decât cea pe care v-am prezentat-o anterior, cea cu un deșea, pentru că asta miroase exact ca și Brazilian Bum Bum Cream și după ce o folosiți pe mână, vă miroase mâna în continuare a această cremă de mâini. Eu o să încerc să folosesc și pe coate pentru că am zona aceasta a coatelor destul de uscată și asta și fac. Adică pun pe mână, îmi întind crema foarte bine și pe urmă fac uite așa sau pe rând și îmi rezolv treaba și cu coatele pentru că e o zonă sensibilă care nu este suficient hidratată, la fel ca și mâinile. Din punctul meu de vedere, dacă ne spălăm foarte, foarte des pe mâini, facem doar să degradăm pielea și aceasta trebuie să fie ajutată pentru rehidratare. Bun, dacă tot vorbeam de chestii pentru mâini, vin la voi cu două dezinfectante de mâini. Astea sunt de la Bath & Body Works și sunt tare curioasă să-mi spuneți cine mai folosește dezinfectante de mâini. Astea de la Bath & Body Works, să știți că sunt cu arome și miros. Miros atât de tare. Deci, o să vă explic imediat. Avem o dată așa, Black Cherry Merlot, care arată cam așa. Și mai avem aici Gingerbread Bakery, care arată cam așa. Vreau să vă zic cât de tare poate să miroase aceste chestii. În primul rând, asta miroase a struguri și asta miroase a pâine, a turtă dulce, a pâine dulce, am vrut să zic, a turtă dulce. La amândouă se întâmplă același lucru, doar că am vrut să zic să vă arăt că am două și îmi plac amândouă la fel de mult. Astăzi, de exemplu, pe la ora 11, 12, cam așa, hai 1, hai să zicem ora 1, am folosit acest dezinfectant de mâini pentru că am simțit nevoia să-l folosesc. M-am dus la baie după o perioadă, m-am spălat pe mâini. Am avut alte treabă, m-am dezinfectat cu dezinfectant din acela sanitar, am venit acasă, m-am spălat pe mâini, am mâncat cu Claudiu, iarăși m-am spălat pe mâini și tot așa mai departe și vreau să vă spun că încă îmi miroase mâna a acest dezinfectant. Eu sunt foarte uimită pentru că este ora 7:30, m-am spălat de câteva ori bune pe mâini, pentru că totuși m-am spălat de câteva ori pe mâini. Am și folosit mănuși chirurgicale pentru că am avut nevoie de ele, dar mâinile mele miros încă a acel dezinfectant. Nu știu dacă e o treabă foarte, foarte bună, dar miros extraordinar. E extraordinar de fain miros. Acum mi-ar fi plăcut să am ceva un pic mai dulce, pentru că mie îmi plac chestiile mai dulci, dar și astea sunt foarte, foarte faine. Ăsta e mai dulce, ăsta e mai de iarnă, așa, dar iarna, na, ea se termină acum și imediat. Dar puteți să le folosiți. Am una în geanta de zi cu zi și am una pe care o am aici la birou în cazul în care am nevoie. Sau dacă, de exemplu, plec în altă parte și nu vreau să o iau pe cea din geantă, pentru că de obicei dacă o iau de acolo, uit de ea, o iau pe cea de la birou. Și sunt faine, v-am zis. Eu le-am luat de Black Friday, de pe site-ul celor de la Bath & Body Works România și își fac treaba foarte, foarte bine. Motiv pentru care vi le aduc astăzi în fața voastră ca o recomandare de la mine pentru voi. Bun.
Așa, mai o chestie care m-a lăsat cu gura căscată, pentru că face o treabă la care nu mă așteptam, sinceră să fiu, când am văzut eticheta. Dar astăzi vă prezint deschide de machiante impregnate cu apă micelară, îmbogățită cu extracte de aloe vera, morcov și vitamina E de la Sense, care arată cam așa, sau Sens, sau cum vreți voi să-i spuneți. Este o inovație, soluție 2 în 1, 20 de dischete am avut în această punguță, mai am într-adevăr, și ele sunt valabile 6 luni de la deschidere. Să vă spun eu cum le folosesc. Acum, e de așteptat să nu demacheze machiajele acelea puternice, cu mult fond de ten, cu produse care sunt mai puternice, produse care persistă mai mult, care sunt făcute, care sunt puse pe baze diferite și așa mai departe. Ele sunt făcute să curețe fața și să demacheze machiajul la simplu, adică un creion de sprâncene și un rimel eventual care nu este waterproof. Se rupe o deschetă, se pune un pic de apă pe ea și ea atunci începe să acționeze. Nu, am fost sceptică la început când am folosit-o și am avut nevoie, pentru că într-o zi am plecat direct de la birou la sală și la birou aveam machiaj efectiv pe față și nu-mi place să mă duc la sală cu machiaj, pentru că acolo transpir și probabil cu siguranță îmi curge rimelul dacă mă duc machiată. Și am folosit această dischetă și am rămas uimită, pentru că m-a demachiat. Efectiv, nu mai aveam pic de rimel, nu mai aveam pic de creionul ca și creionul. Dar rimelul pentru mine era wow. Chiar poți să faci chestia asta tu, o chestie care e așa micuță, că până la urmă iai atâta e discheta de machiantă cât vedeți voi aici, așa. Pentru mine a făcut o treabă foarte bună. Mi-am demachiat ambii ochi, cred că cu o singură dischetă. Iar pentru a fi sigură că totul s-a îndepărtat, am mai luat una și am mai dat, dar că era goală și a trebuit să o arunc pentru că am folosit-o deja. De la deschidere, ele, să știți că sunt valabile 6 luni, dar am folosit deja ceva din ele. Atenție, nu stoarce discheta după adăugarea apei. După o umezire ușoară cu apă, se lasă pe piele câteva secunde, apoi se demachează ca de obicei. Da, cum am zis, o treabă foarte bună și eu le țin în geanta de sală, ca în cazul în care ajung direct dintr-un loc în care a trebuit să fiu machiată la sală, să pot să mă demachez cu ușurință. Fac o treabă bună și pentru mine sunt alternativa de demachiere rapidă atunci când am nevoie. Când ajung acasă, mă demachez încă o dată cu apă micelară, aia care curăță foarte bine, cu spumă de curățare sau cu gel de curățare, și sunt curată și ready to bed, cum zice americanul. Mai am aici două chestii care țin de păr și o să vă arăt prima dată acest șampon mov de la Milkshake, care arată cam așa, pe care l-am văzut recomandat la Andreea Pletoianu, parcă. L-am văzut, avea ea un video făcut pentru părul ei. Un pic a curs aici la capac. L-am încercat pentru că am fost un pic sceptică. Eu nu am mai folosit de foarte mult timp șampon mov, să știți. Și îl folosesc oricum destul de rar. Adică eu l-am cumpărat prin decembrie-ianuarie acesta și l-am folosit de două ori până acum. Adică nu mă hazardez să-l folosesc chiar atât de des. Face o treabă extraordinară. Nu mă așteptam să scoată galbenul din părul meu. Părul meu este vopsit. Are șuvițe și un fel de balaiaj în capul meu. Dar face o treabă foarte, foarte bună. Mi-a plăcut foarte, foarte mult efectul pe care l-a conferit părului meu. Prima dată l-am folosit amestecat cu masca de păr și mi s-a părut că a fost un pic mai slab calitativ, dar mi-a plăcut din prima foarte mult. Este un șampon foarte bun pentru această problemă a blondelor vopsite. Și de asemenea l-am folosit și simplu. Ăla simplu, să știți că pătează un pic și e de preferat să folosiți mânuși, dar se duce și de la spălat foarte repede, adică trebuie să freci un pic mai intens și ești în regulă. Are un preț un pic mai mare, dar după cum v-am spus, nu este recomandat să-l folosiți la fiecare spălare, pentru că el, să știți că în timp poate distruge părul, dar eu o să folosesc probabil doar acest tub și apoi mi-aș dori să revin la culoarea mea naturală, motiv pentru care nu m-am mai vopsit întregul păr, motiv pentru care
Urmează să mă tund din nou ca să ajung cât mai aproape de culoarea pe care o am și aș vrea să rămân doar la partea cu tunsul părului și cam atât. Nu aș vrea să mă mai vopsesc pentru că am păr frumos, unul la mână, doi la mână, nu am fire albe, trei la mână, nu am nevoie de vopsea pentru că nu am ce acoperi și 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, câte vreți voi, nu am nevoie, mi se pare, din punctul meu de vedere, pentru mine, o pierdere de bănuți pentru că nu am de ce să mă vopsesc. Dacă părul meu nu necesită acest lucru, probabil că nu o să am fire albe de păr, mă voi vopsi sau, cine știe, poate o să-mi placă cu bănăt și nu o să trebuiască să mă vopsesc. Așa, și că tot vorbim de păr și de aranjarea părului, vin la voi cu această recomandare de Batiste XXL Stylist Volume. Doamne! Deci, să ne înțelegem așa, Batiste original rămâne favoritul meu pentru totdeauna și nu cred că o să găsesc un șampon uscat care să-l bată pe acela, însă ăsta este pe locul 2. Vorbim aici despre șamponul acesta care conferă volum părului. Spun asta pentru că nu doar că se vede că părul are volum, dar se și simte în păr. Adică eu dacă îl folosesc, îl dau fâs, 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 fâs unde am nevoie, îl frec bine, bine, bine de păr și apoi sunt gata. E, eu de obicei când folosesc șampon uscat, nu-mi las părul desprins pentru că nu îmi place. Îl prind de obicei în coadă sau îl prind așa un pic și tot ajung cu mâna în păr. Ajung cu mâna în păr, se simte ceva acolo, se simte că mai este ceva, nu-i doar părul meu, parcă îmi crește, nu știu ce, nu știu cum se simte, dar se simte și la mână că este ceva adăugat acolo, că ai volum, că și părul tău e mai mare decât ar trebui să fie, nu știu. Poate că explicația mea este un pic cam ciudată, dar să știți că asta este explicația pe care pot să vă ofer în momentul de față. Faci treabă bună, aranjează părul foarte fain, absorbe sebumul extrem de bine și se poate folosi la urgență. Adică dacă îl folosesc astăzi de dimineață, astăzi seară mă spăl pe păr pentru că nu pot să-l țin la nesfârșit în păr sau nu pot să îl utilizez la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. Asta e și recomandarea mea. Dacă utilizați orice fel de șampon uscat, fie că este vorba despre Batiste, fie că este vorba despre Dove sau orice alt șampon uscat, recomandarea mea este să îl folosiți la nevoie, iar când vă întoarceți acasă să vă spălați părul cu șampon, balsam și toată rutina pe care o aveți voi. Cam astea fiind spuse, acesta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, iar în secțiunea de comentarii să-mi spuneți care este produsul vostru favorit din luna aceasta și ce vă recomandați voi să mai încerc. Până data viitoare, vă pup, toate cele bune! Pa, pa!